Salutare și bine ați revenit pe canalul meu, Pasiune și Savoare. Vă mai ofer o rețetă tare gustoasă de post. O prăjitură pufoasă cu vișine și cocos, îmbogățită cu un strat de frișcă și puțină ciocolată. Sună bine! Haideți să vedem modul preparării. Avem nevoie de aceste ingrediente. Și o tavă de 18 pe 28 cm. Într-un bol încăpător am pus făina, zahărul, praful de copt, sarea și fulgii de cocos, deci ingredientele uscate, apoi cele lichide: laptele de cocos, apa minerală, uleiul, esența de vanilie. Acum voi amesteca cu mixerul câteva secunde, da? 30-40 de secunde, cred că sunt suficiente. Vom obține această textură, care este perfectă, da? deci așa trebuie să arate. Voi folosi spatula și o voi transfera în tava tapetată cu hârtie de copt. Rând pe rând voi introduce și vișinele din loc în loc. Ele sunt din congelator, le-am scos cu câteva ore înainte și le-am lăsat într-o sită să se scurgă bine de zeamă. Însă puteți folosi și din compot. Sau, de ce nu, chiar și alte fructe. Bun, am terminat, cam așa arată. Introduc prăjitura în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru 30-40 de minute sau până când trece testul scobitorii, da? Deci cel mai bine este să-l faceți testul și verificați astfel. Am lăsat să se răcească, iar când ajunge la temperatura camerei, voi pune deasupra un strat generos de frișcă vegetală mixată cu puțin zahăr pudră, da? Deci după gust. 100 de ml de frișcă mixată cu 2-3 linguri de zahăr pudră. Este opțional, bineînțeles, dacă doriți puteți lăsa prăjitura fără frișcă. Este la fel de bună. Efectuez acest decor dungat. Puteți folosi și o furculiță. Apoi introduc prăjitura în frigider pentru două ore. După două ore am tăiat extremitățile prăjiturii. Iar acum o voi tăia în bucățele potrivite. Și la această prăjitură Introduc lama cuțitului în apă fierbinte câteva secunde, apoi o voi șterge foarte bine și voi tăia astfel fiecare bucățică în parte, da? obținând aceste laturi curate. Am topit 40 de grame de ciocolată neagră în cuptorul cu microunde, da? deci câteva secunde amestecați în ciocolată și tot așa până se va topi uniform. Am introdus un în poș și trasez aceste dungulițe. De mare efect! Vă servesc cu mare drag din această delicioasă prăjitură. Cu o combinație perfectă între cocos, vișine, frișcă și ciocolată. Chiar un desert pe cinste. Realizat din ingrediente simple, pe care cu siguranță le aveți la îndemână. Deci, dragilor, haideți să ne bine dispunem ziua! începând-o cu o prăjitură bună și cei dragi pe lângă noi. Iar dacă rețetele mele vă ajută și vă inspiră, nu uitați să vă abonați pe acest canal, pasiune și savoare, pentru că multe delicii memorabile voi mai oferi. Gratuit! Pe data viitoare și numai bine vă doresc! Pa, pa!